Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video v-am pregătit etalarea zilnică pentru ziua de sâmbătă, 2 ianuarie 2021. Hai să vedem care sunt energiile pentru a doua zi din an pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow, au ieșit niște cărți superbe pentru această zi. Hai să vedem. Pe dragoste a ieșit aici regele de bâte. Foarte multă pasiune, foarte multă atracție fizică, dar și foarte multă stabilitate pe relațiile de dragoste. Pentru cei singuri, e posibil ca astăzi să cunoașteți această persoană, acest rege de bâte, o persoană foarte carismatică, foarte sexy, foarte atrăgătoare. E posibil să fie ușor mai în vârstă decât voi. Pentru o mică parte dintre voi o să fie cineva care are o meserie legată de justiție, armată, poliție, avocat, procuror, judecător, ceva în direcția asta de impunere a legilor. Sau poate să fie pur și simplu o persoană foarte corectă, foarte echilibrată, calculată. Poate să fie cineva din mediul politic sau o persoană cu poziție de conducere. Dacă vreți să impresionați această persoană, trebuie și voi să demonstrați aceste calități ale echității, justiției, integrității. Dacă vă gândiți să începeți o relație cu această persoană, va fi o relație foarte stabilă, pentru că regele de bâte știe exact ce vrea, știe exact ce își dorește, dar nu va fi o persoană ușor de câștigat, ușor de impresionat. Va trebui să demonstrați foarte multă maturitate, echilibru, stabilitate, să demonstrați că vă puteți ridica la același nivel cu această persoană. Va fi o persoană pe care o admirați, fie că are un statut social mai bun decât al vostru, o poziție financiară mai ridicată sau niște studii mai avansate decât voi sau pur și simplu este o persoană mai în vârstă decât voi, în orice caz va fi o persoană pe care o respectați, pe care o apreciați. Pentru cei care vă aflați deja în relații de lungă durată, astăzi partenerul sau partenera voastră o să vă demonstreze cât de puternici, înțelepți și echilibrați au devenit. O să vedeți cât de mult a crescut și a evoluat partenerul sau partenera voastră. De asemenea, este posibil ca partenerul, partenera să fie mai carismatică, mai atrăgătoare, mai sexy pentru voi în ziua aceasta de sâmbătă. Pentru că aceasta este o carte de bâte, poate să vină cu reaprinderea pasiunii în relația voastră și pentru că este un rege, a fi o chestie foarte stabilă, de lungă durată, adică începeți un nou ciclu, o nouă etapă mult mai pasională, dar și mult mai stabilă în relația voastră. Are doar semne bune această carte, mai ales pentru cei care sunteți berbeci, lei, săgetător sau sunteți în relație cu o persoană din aceste zodii. Foarte frumos aspectate toate lucrurile legate de sentimente, relații, emoții, pasiune, atracție fizică și dorința de a construi ceva solid, ceva durabil. Pe capitolul sănătate avem aici lumea, ultima carte din Arcana Majoră. În sfârșit se încheie o problemă de sănătate și primiți un premiu de la Univers. E ca și când ați câștigat la loterie aici pe partea de sănătate. Primiți un trofeu în sănătate. Ați scăpat de o problemă, lăsați în urmă o boală. Puteți să treceți mai departe, să începeți un nou ciclu în viața voastră. E o energie foarte frumoasă pe partea de sănătate. Singurul lucru la care aș putea să vă spun să fiți atenți este pe viitor, cum acționați de acum înainte, astfel încât să vă asigurați că nu o să reveniți niciodată la problema anterioară pe care ați avut-o, pentru că aici lumea mi-arată că a fost un drum lung ca să ajungeți la această vindecare, ca să ajungeți la această stare echilibrată de sănătate. Ați avut mult de muncă, mult de tras aici ca să primiți această răsplată de la Univers, acest trofeu, această stare mai bună de sănătate. Vi se ia o greutate de pe umeri, dar trebuie să vă asigurați că în viitor nu o să se mai pună această greutate pe umerii voștri niciodată.
foarte frumos pe partea de sănătate. Pentru bani, carieră, situație financiară avem aici o altă arcană majoră, Justiția. Cartea care în tarot reprezintă zodia Balanței. Sunt foarte bine aspectați toți cei care lucrează în domenii legate de justiție, avocați, procurori, judecători, în armată, în poliție, în orice domeniu conectat într-un fel sau altul de lege, legislație, asigurarea ordinii publice. Pentru toți ceilalți, justiția vine cu un mesaj de echilibru. Nu cheltuiți mai mult decât vă permiteți, dar nici să nu fiți foarte zgârciți și să strângeți atât de tare de pungă încât să nu vă mai puteți bucura în niciun fel de viață, da? Trebuie să găsiți undeva echilibrul. Viața nu este doar ca să adunați bani, dar nu este nici doar ca să-i cheltuiți. Trebuie să găsiți undeva calea de mijloc, astfel încât să puneți deoparte suficienți bani ca să vă simțiți voi acoperiți, echilibrați, protejați, în siguranță, dar să vă și bucurați de roadele muncii voastre, să vă bucurați de ele acum, în această viață, pentru că banii nu o să-i duceți după voi. Pentru cei care vă gândiți la posibilitate de investiții, Balanța este un semn zodiacal de aer, așa că toate investițiile în telecomunicații, internet, securitate pe internet, da? Firme care fac tokenuri pentru securizarea legăturilor pe internet, companii care produc antivirus, companii care asigură siguranța și criptarea informațiilor transmise prin intermediul internetului, sunt foarte bine aspectate în această zi. De asemenea, orice investiție care este pe termen lung, în lucruri care au fost deja testate și demonstrate că funcționează, că aduc niște beneficii nu extraordinare, nu fabuloase, niște beneficii sigure, dividende pe care le primiți în fiecare an sau în fiecare trimestru la anumite intervale bine stabilite. În orice legătură de afaceri este foarte important să citiți foarte atent contractul și să nu cumva să intrați în legături financiare, legături de muncă, fără un contract. Astăzi nu, în niciun caz, pentru că lucrurile o să iasă prost. Dacă sunt făcute fără contract, la limita legalității, sub limita legalității, toate aceste lucruri, mișmașuri pe sub masă, înțelegeri făcute așa doar de mână, nu, în niciun caz. Sunt foarte rău aspectate. Asigurați-vă că pentru orice faceți azi aveți contract, că vă închiriați un apartament, că vă cumpărați un teren, că vă angajați undeva, colaborați cu cineva, cumpărați ceva, orice, asigurați-vă că aveți un contract, o chitanță, o factură, că toate lucrurile sunt după cum spune legea, după cum dictează litera legii. Bun, și acum, înainte să finalizăm această etalare, o să vă scot, ca de obicei, un card de înțelepciune pentru această zi de sâmbătă, 2 ianuarie 2021. Mi se și pare ciudat să spun anul 2021. Până când amestec eu cărțile, vreau dar să vă aduc aminte că am postat deja pe canalul de YouTube etalările pentru anul 2021, sunt făcute pe zodii, pentru fiecare zodie în parte, e câte un video de 30 de minute, găsiți acum aici în colțul din dreapta sus un link către playlist-ul care conține toate aceste videouri. Dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like la acest video și, bineînțeles, să-mi lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi mesajul meu. Acum hai să scoatem de aici, de la mijloc, o carte pentru această zi. Sunt propriul meu sine unic. Fiecare este unic și diferit. Dacă suntem la fel ca ceilalți oameni, înseamnă că nu ne exprimăm individualitatea. Un mesaj foarte frumos pentru această zi. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!